5 persoane, între care 3 copii, au murit seara trecută pe drumul E70 într-un cumplit accident de circulație. Mașina în care se aflau s-a izbit frontal de un tir, după ce șoferul ar fi intrat pe contrasens. Bărbatul care se afla la volanul tirului a mărturisit cum s-a întâmplat nenorocirea și spune că a fost vorba de o fracțiune de secundă. Am văzut cum îmi iese în față. Primele mărturii ale șoferului de tir, implicat în accidentul cu 5 morți din Teleorman. 5 persoane, între care 3 copii, au murit seara trecută pe drumul E70 într-un cumplit accident de circulație. Mașina în care se aflau s-a izbit frontal de un tir, după ce șoferul ar fi intrat pe contrasens. Bărbatul care se afla la volanul tirului a mărturisit cum s-a întâmplat nenorocirea și spune că a fost vorba de o fracțiune de secundă. Impactul a fost devastator. Șoferul autoturismului și pasagerii, o femeie de 38 de ani și 3 copii cu vârste cuprinse între 4 și 13 ani, toți din orașul Zimnicea, au murit pe loc. Șoferul tirului a declarat că totul s-a întâmplat într-o fracțiune de secundă și că a evitat să evite nenorocirea, însă în zadar. La un moment dat ne-am intersectat cu o coloană. Camioane, turisme, pe sfârșitul coloanei, la ultima mașină, nu știu ce s-a întâmplat, dar a trecut pe contrasens. A ieșit și s-a întâmplat nenorocirea. Am încercat să fac tot ce s-a putut face. A fost scurt, a fost secunda. Viteza nu cred că a fost mare, undeva 70-80, mersul de coloană. Probabil oboseală, nu știu ce să cred. Am văzut cum îmi iese în față și într-o fracțiune de secundă. În cauză, polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul.